Salut! Bine ați venit la un nou video pe această săptămână. Voi vorbi despre paritatea GPB-CAD, deoarece săptămâna ce urmează sunt interesați să deschid o poziție short pe GPB-CAD. Recomand atenție mare la pozițiile pe care le deschideți, deoarece este final de lună și nu doar că este final de lună, dar este sezonalitatea foarte scăzută pentru că este vară. Și nu este atât de mare activitate pe grafice și recomand atenție la tranzacții. Este foarte posibil ca pe GPB-CAD să avem de-a face cu un pattern de head and shoulder, care îl urmăresc de ceva vreme, iar săptămâna aceasta am obținut breakout la neckline-ul acestui pattern. Concluzie, săptămâna ce urmează, sunt interesat să deschid o poziție short, undeva din zona de 1.72, iar targetul să fie la low-ul anului acesta, luna ianuarie, la 1.67.700 aproximativ. De ce am ales acest target? Pentru că dacă măsor low-ul de la 1.58.300 și high-ul de anul acesta la 1.84, observăm că și în această zonă avem și retragerea Fibonacci 61.8. Bineînțeles, asta este primul target. Targetul final ar fi jos de tot la aceste low-uri, pentru că dacă măsurăm obiectivul măsurat al acestui pattern, este chiar în zona aceasta, care este low-ul de la 1.58.300. Primul target, în schimb, va fi la zona de 1.68.200. Eu vă urez succes, un weekend plăcut și spor în tranzacționare. Ne auzim săptămâna viitoare.